obiectiv frumos, realizat pentru cei 185 de copii, elevii școlari și preșcolari din comuna Saraiu, respectiv satele Dulgheru și Stejaru. Este o formă de bucurie, un obiectiv în care se-și poate desfășura activitățile în condiții europene, aș putea spune. Care este valoarea proiectului? Sala de educație fizică școlară este un obiectiv de investiții desfășurat prin Compania Națională de Investiții și valoarea obiectivului este de 2.600.000 de RON. Am început lucrările în luna decembrie și am executat toată lucrarea de la 100% toată lucrarea. Structură, infrastructură, finisaje și compartimentări și dotării interioare. Termenul de finalizare este marți, în 23, ceea ce ne-am și încadrat, iar marți va fi recepția. Suntem pe ultimii 2 metri, curățenie și mici retușuri. Ce cuprinde mai exact sala asta de sport? Ca și dotări? Păi este o sală multifuncțională pentru basket și volei care va asigura necesitățile comune și școlii copiilor din această comună. Ca și dotări, dotări. Avem vestiare pentru fete și pentru băieți, grupuri sanitare proprii, individuale, fete și băieți separat, centrală de tratare aer, centrală pe combustibil lemnos pentru încălzire și ca și dotări, șpalier, coșuri de basket, tot ce înseamnă să faci o oră de clasă cu copiii, covor cu absorție de 90% special pentru a nu se răni copiii și pentru a desfășura în condiții propice oră de sport. Va fi o modernizare și în curtea sălii de sport. Ce se va face acolo? Da, este adevărat. Pentru un obiectiv așa bine definit, ce pot spune că este o amprentă pentru învățământul din comuna Saraiu, era absolut necesar să lucrăm și la infrastructura curții acestuia. Așadar, se lucrează la sistematizarea întreg teren, unde se depun în etape piatră, apoi se va turna asfalt. Un al doilea obiectiv care se află în desfășurare este construire casă de cultură. Acum ne aflăm în execuția subzidirilor pe tot perimetrul acestui obiectiv de investiții. A fost o lucrare destul de grea în ceea ce privește infrastructura, subzidirea, pentru că au avut o natura terenului de fundare la 3 metri, ceea ce a impus multă muncă și nu ne-a ajutat nici vremea. În acea perioadă au fost adverse de ploaie, de aceea firma care execută lucrarea au fost nevoiți să scoată materialul, să-l spele, să armeze din nou și s-a întârziat, s-a cam decalat graficul de execuție. Dar sperăm să recupereze după turnarea centurei a plăcii de beton peste parter și în continuare să aibă mai mult spor. Acest proiect este susținut din fonduri din bugetul local. Valoarea proiectului este de 926.000 lei și sperăm ca până pe 13 octombrie să-l putem definitiva. De asemenea, să poată fi inaugurat de Ziua Comunei, care va avea loc în 13 octombrie de cuvioasa Parascheva și atunci să fie sfințit și sediul administrativ al primăriei Saraiu. Aici va fi serviciu de impozite și taxe, serviciu public de alimentare cu apă, următorul, și asistență socială. Adică bătrânii, persoanele care sunt vârstnice și nu pot avea acces la etaj, să folosească foarte mult. Aici va fi o sală de așteptare. Aici vom avea o sală de protocol pentru de servit. Aici va fi grupul sanitar.
bărbați și femei. Aici am zis că va fi biroul primarului, că intenționez să modific și corpul existent al primăriei și ne-am orientat să facem compartimentul de stare civilă, oficierea căsătoriilor, să fie un ambient adecvat cu o sală de așteptare, cu stare civilă și compartimentele actuale vor fi reutilizate conform necesităților. Având în implementare mai multe proiecte, ne-am gândit și la partea de sănătate, aș putea spune, ținând cont că majoritatea, segmentul de vârstă este îmbătrânit, venirea în întâmpinarea acestor oameni este de o mare importanță. Așadar, spitalul va fi reabilitat în totalitate. De asemenea, se lucrează la subzidiri. Este o soluție agreată de proiectanți în perioada aceasta. O soluție care, sincer, pe mine nu mă mulțumește. Mă definea un dispensar nou, pentru că valoarea obiectivului la care este adjudecat se putea cu siguranță realiza. Însă ne-am supus normelor și cerințelor solicitate pentru ca proiectul să poată fi finanțat. De asemenea, acest proiect este desfășurat prin PNDL 2, prin Ministerul Dezvoltării. Sperăm ca construcțiile, ca lucrările să fie desfășurate respectând graficul de execuție al lucrărilor. Am început să facem lucrările privind consolidarea pereților, respectiv subturnări de pereți exterior și interior. S-a început întâi cu interiorul și urmează pereții exteriori. După aceea urmează să desfacem toată șarpanta de sus și cu învelitoarea, care se va înlocui, deoarece pe pereți toți interior și exterior se va face o centură pentru întărirea acestei construcții vis-a-vis de faptul că pe foarte mulți pereți au apărut fisuri. În cauza aceasta s-a luat această decizie de a se consolida clădirea. Totodată, pe ramura de aici, din dreapta, se va face o supraetajare pentru încă un birou sus, cu scară pentru acces la etaj. Din punctul de vedere al constructorului, este o lucrare frumoasă, este o lucrare care dă dovadă de ingenieritate, te pune la încercare. Aceste subsidii se fac pe tronsoane, nu se pot face. E mai complicată ca idee de executat, mai multă manoperă vis-a-vis de ceea ce se execută, se vede mai puțin ceea ce se execută pentru că totul va fi astupat, dar asta sunt lucrări de consolidare de construcții, nu sunt altele. În final, obiectivul va avea cabinet stomatologic, medicină internă, laborator de analize medicale ce va deservi nu numai comunitatea Saraiu, chiar și localitățile limitrofe, pot spune. Primul centru medical fiind la o distanță de 19 km, respectiv la spitalul orașului Hârșova. Nu toți bătrânii au mijloc de transport, chiar și cei tineri, de aceea ne-am gândit că este un obiectiv care ar veni în sprijinul locuitorilor. Localitatea Saraiu are un efectiv de 1475 de locuitori și ne străduim să atragem și segmentul de tineret, aș putea spune, prin implementarea următoarelor proiecte propuse. Da, este adevărat, luni va începe un alt contract de finanțare, modernizare, dotare gospodărie de apă Saraiu. Este un proiect de strictă necesitate pentru Comuna Saraiu. Acest proiect este tot pe fonduri europene, tot prin Ministerul Dezvoltării desfășurat. Termenul de execuție este de 8 luni de zile. Societatea care a câștigat această licitație, am încredere și convingerea că este o societate cu multă experiență în domeniu și că va executa lucrările de calitate și în timp.